Să calculăm câteva limite de funcții. Vom începe cu limită când x se duce la infinit din f de x, pe x la a pentru treia. F o funcție reală definită pe R cu valori în R, dată prin f de x e x minus 1 ori x minus 3 ori x minus 5. Am putea să dezvoltăm legea funcției f și să înlocuim în f de x pe x la a treia f de x cu x la a treia minus 9x pătrat plus 23x minus 15. Întrucât x se duce la infinit, ne aflăm în cazul de nedeterminare infinit pe infinit. Putem să eliminăm acest caz dând factor comun și la numărător și la numitor, cel mai puternic termen. Mai exact, la numărător vom da factor comun forțat x la a treia și o să vină pe lângă 1 minus 9 ori x pătrat pe x la a treia plus 23 ori x pe x pătrat minus 15 pe x la a treia. Se simplifică x la a treia și atunci rămânem cu limita din 1 minus 9 ori 1 pe x plus 23 ori 1 pe x pătrat minus 15 ori 1 pe x la a treia. Și întrucât x se duce la infinit, acești termeni vor avea limita 0, deci limita este 1. Dar totuși, nu efectuăm astfel de calcule dacă nu este nevoie. Pentru a calcula limita din f de x pe x la a treia, deoarece x minus 1 ori x minus 3 ori x minus 5 are limita infinit, iar numitorul are limita infinit, într-adevăr știm de la început că suntem în cazul de nedeterminare infinit pe infinit. Și atunci am putea să dăm factor comun local în fiecare termen al numărătorului, cel mai puternic termen. Și atunci x minus 1 se scrie x pe lângă 1 minus 1 pe x, de înmulțit cu x minus 3 se scrie x pe lângă 1 minus 3 pe x, x minus 5 este x pe lângă 1 minus 5 pe x și totul trebuie împărțit la x la a treia. În acest moment, x ori x ori x este x la a treia și în urma simplificării rămânem cu limită când x se duce la infinit din 1 minus 1 pe x ori 1 minus 3 pe x ori 1 minus 5 pe x. Întrucât 1 pe x are limita 0, 3 pe x are limita 0, 5 pe x are limita 0, limita este 1 ori 1 ori 1, adică 1. Nu am avea de ce să efectuăm calculele atâta timp cât putem să evităm acest lucru. Pe de altă parte, dacă am fi ajuns la această situație, am fi putut pur și simplu să aplicăm teoremele lui L'Hôpital. Deoarece atât funcția f cât și funcția x la a treia sunt derivabile, iar x la a treia are derivata 3x pătrat și nu se anulează în jurul punctului de acumulare în care calculăm limita, fiind în cazul infinit pe infinit, putem să aplicăm teorema lui L'Hôpital din acest caz, care ne spune că L1 va fi limită din x la a treia minus 9x pătrat plus 23x minus 15 derivat supra x la a treia derivat, adică limită din 3x pătrat minus 18x plus 23 supra 3x pătrat, dacă aceasta din urmă există. Și acum am putea să dăm factor comun forțat x pătrat, dar întrucât nu am făcut acest lucru la pasul anterior, nu am dat x la a treia factor comun, probabil că am dorit să aplicăm în continuare teorema lui L'Hôpital pentru același caz, deoarece ne situăm în continuare în cazul infinit pe infinit. Și atunci, limita ar fi limită când x se duce la infinit din 3x pătrat derivat, adică 6x, minus 18x derivat, adică minus 18, plus 0, supra 6x. Acum suntem în cazul infinit pe infinit și putem să aplicăm în continuare teorema lui L'Hôpital corespunzătoare acestui caz, cum am făcut și la pasul anterior. Și obținem că limita ar fi limită când x se duce la infinit din 6x minus 18 derivat supra 6x derivat, adică 6. Așadar, limita e limită din 1. De ce 1?